Întrerupem emisiunea pentru știrea zilei. Am scăpat din gura atitudinea regiei. În lumea asta, frate, teatru e complex. Nu văd atâta făcătură cum vă pe sticla de bex. Multe animale cu picioare se țin pe frâu. Văd mulți moși care țin fetele de brâu. Atâta perversitate ce n-am putut să văd. Atâta răutate și hate ce-am putut să aud. Anunț important pentru toate națiile. Transmit cu stupoare prin toate stațiile. Asta nu-i magie sau făcătură. O spun cu mâna pe inimă ce am scris pe foaie. Interlopii stau la colț de stradă, gata să te atace, gata să spargă arcada, te fură și te lasă pace. Te ferești cum poți, e mai ceva ca în filme. Asta e România, sunt periculoși ca în țări străine. Asta e România, te ferești cum poți de toți. Asta e România, mulți copii care devin hoți. Asta e România, căutăm prin tomberoane ca să găsim și noi o urjumă de mâncare. Asta e România, te ferești cum poți de toți. Asta e România, mulți copii care devin hoți. Asta e România, căutăm prin tomberoane ca să găsim și noi o urjumă de mâncare. Asta e țara noastră, de ce dracu să ne mândrim? Că sunt hoți copii care fumează și ne tâlhărim. Că sunt oameni fascinei, cine te încrede? Că la un sărac lumea îl alungă când îl vede. Că în România o fată e curvă dacă e violată. Că o mamă e bătută de bărbat de fiecare dată. Că un copil e prost educat și de-aia nu dă respect. Că te oftici când zic cum e realitatea concret. Că pedofilii se dau drept puși de 15 ani ca să agațe bleguțe după care să facă bani. Că ești un cuia la minte și nu vezi realitatea. Îmi pare rău, frate, dar asta e situația. Homosexualii sunt judecați, bătuți, amenințați. Nimeni n-ar trebui să se lase în picioare. Călcați, n-am avut nimic niciodată cu homosexual. Ar trebui să ne ajutăm că suntem același neam. Avem același tată, toți ar trebui să fim ca frații. Dar din păcate n-ai cu cine că te jignezi ratații. Asta e România, te ferești cu poți de toți. Asta e România, mulți copii care devin hoți. Asta e România, căutăm prin tomberoane ca să găsim și noi o urjumă de mâncare. Asta e România, te ferești cum poți de toți. Asta e România, mulți copii care devin hoți. Asta e România, căutăm prin tomberoane ca să găsim și noi o urjumă de mâncare.